Bună dimineața! Bună dimineața, ora 7:00, 14 iunie. Cât de ușor ne-am dus, am parcurs și ia cât suntem aproape de finalul provocării 30 Days Lactose Free. Suntem în penultima zi în care ne-am ferit de lactate, cei care am simțit că este oportun pentru noi să facem o provocare de acest gen. Am fost peste 120 de oameni, sunt curioasă cât suntem acum, cei care putem să spunem am greșit o dată, poate am greșit de două ori, dar în general am ținut cu toate pânzele sus, cu tot efortul, provocarea și nu am consumat lactate. Îți trebuie un pic de curaj ca să faci lucruri în viață diferit. Ai nevoie de un pic de curaj ca să poți să îți iei angajamente față de tine și să le respecti într-un fel sau altul. Pentru că de cele mai multe ori, cele mai multe angajamente pe care ni le luăm în viața noastră sunt cele față de noi și pe care, din păcate, nu le respectăm. Astăzi este 14 iunie, ziua în care colegii Saskiei și toți copiii care termină clasa 8-a încep examenul de capacitate la limba română. Așa că dați-mi voie să urez succes copiilor și emoții puține, mai puține părinților, pentru că părinții au mai multe emoții decât copiii, așa se întâmplă. Tuturor celor care astăzi dau examenul de capacitate să fie subiecte care să îi ajute să-și dovedească că sunt copii buni și că locul în liceul, acolo unde trebuie să ajungă, este pentru fiecare dintre ei. Suntem absolvenții curajului peste o zi, cei care au terminat provocarea. Vă mărturisesc că au fost de două ori în aceste 29 de zile, de două ori când am consumat lactoză și nu pentru că nu mi-am dat seama, mi-am asumat momentul respectiv. Însă este clar pentru mine că pot să trăiesc fără produse lactate, înlocuind produsele lactate cu produsele de la raw course, eu personal, cu lactatele din caju, pentru că este foarte important o sursă de calciu. Bineînțeles că atunci când ne gândim la o hrană preponderent crudă, 60% din mâncarea noastră, salate, fructe, smoothie-uri, supe, creme crude, atunci calciul este în doză remarcabilă. Însă atunci când avem preponderent mâncare care este gătită, temperatură termică ridicată, mâncare gătită, cum se spune, atunci este musai să avem o suplimentare și nu avem lactate, e musai să avem o atenție asupra produselor cu calciu, pentru că avem nevoie de acest mineral zi de zi. Sucul de morcov crud este folosit pentru un aport excelent de calciu, bineînțeles că și semințele crude, bineînțeles că toate cele care conțin enzime crude, mâncarea crudă are un aport semnificativ de calciu. N-am făcut în fiecare zi și n-am scris despre lactate pentru că este un subiect care mi-ar fi necesitat mai multă investiție ca și timp. N-am avut asta, proiectele au fost și sunt în continuare în derulare. Am mâine o prezentare pentru cei de la LifeCare și joi am o prezentare pentru studenții care, pentru elevii de liceu care accesează facultăți din străinătate, o prezentare la care lucrez, medicina dincolo de cărți, etică, comunicare, umanitate, iar apoi mă duc la Brand Minds, în două zile de Brand Minds la București, cine mai vine la Brand Minds, și bineînțeles că pe lângă toate acestea este pregătirea pentru Tabăra Femeia, eu am partea de evoluție, e un proiect la care lucrez împreună cu celelalte 5 doamne și ne pregătim pentru întâlnirea de la CBL. Astăzi este despre curaj. Este despre curaj în mintea mea. Atunci când spunem curaj, noi cei care am citit Curajul de a fi vulnerabil al lui Brené Brown, ne ducem cu gândul la această carte fantastică. Dacă n-ai citit cartea lui Brené Brown, Curajul de a fi vulnerabil, ți-o recomand din toată inima. Eu mă gândesc la curaj pentru că zilele acestea am avut parte de întâlniri și de discuții cu oameni care au nevoie să schimbe în viața lor perspective, să schimbe tipare, să schimbe obiceiuri și lucrul acesta nu este deloc facil.
a-ți schimba viața într-un mod conștient e un act de curaj și e un moment în care ai nevoie să-ți asumi cine ești, iar asumarea este așa de aproape de curaj, este așa de aproape de vulnerabilitate și cu adevărul parcă toate patru sunt de mână cumva. Este foarte greu să-ți schimbi zona de confort, cum se spune, pentru că mintea cunoaște această zonă, cunoaște acest perimetru. Chiar dacă este strâmt uneori, acest perimetru pe care mintea îl are și tiparele pe care le-a dobândit, parcă sunt cele mai facile și la îndemână. Dar omul la un moment dat simte că nu e fericit. Omul la un moment dat caută să fie autentic, s-a săturat de măști. Omul la un moment dat are nevoie să-și reconstruiască, să-și reconfigureze traseul, dacă vrei. Iar pentru aceasta este musai nevoie de curaj. Pentru că în momentul în care faci schimbări majore în viața ta, ai nevoie ca să te înveți cu lucruri noi, să te dezvezi cu cele vechi. Și această dezvățare este precum o dezgolire în fața celorlalți și în fața ta poate să doară. Ca să poți să te reconstruiești și să reconfigurezi traseul, ai nevoie de curajul de a-ți asuma o nouă perspectivă în viața aceasta. Ai nevoie de curajul de a te arăta lumii exact așa cum ești și în primul rând de a te arăta ție așa cum ești. Ca să poți să te reconstruiești, ca să poți să-ți asumi cine ești, ca să poți să fii în adevăr, te vulnerabilizezi, care este acolo, aproape, aproape de curaj. Curajul înseamnă până la urmă capacitatea de a face lucrurile acestea, de asumare, de vulnerabilizare, de a căuta adevărul și este poate una dintre cele mai, pe lângă faptul că este grea, una dintre cele mai frumoase și mărețe perspective pe care le avem. Și o super putere, dacă vrei, pentru om. Curajul de a se arăta lumii așa cum este el. Curajul de a fi el în fața lui și în fața celorlalți. De aici pornește procesul de vindecare. N-ai cum să faci lucrurile mai bine în viața ta sau să le îndrepți dacă n-ai curajul să pornești pe drumuri pe care n-ai mai fost. Vindecarea presupune să faci lucruri pe care nu le-ai mai făcut până acum. Însă, pe lângă toate acestea, vreau să spun că această călătorie este presărată pe margine de drum, cu flori faine, cu raze de lumină care vin și ți arată că ești pe cale, cu un pahar de apă rece când ți este mai greu și ești ostenit, servit cumva deloc din întâmplare. Adică, odată ce te pui pe un drum greu, asumă-ți că vor fi momente de cădere, în același timp, lasă-te surprins de momentele înălțătoare care vin, ți-le dă Dumnezeu. Au fost două mari sărbători, sâmbătă, coborârea, pogorârea Sfântului Duh și ieri sărbătoarea Sfintei Treimi. V-am îndemnat cu curaj vineri să vă gândiți la superputerea credință și m-am bucurat în aceste zile de acest gând pe care l-am avut cu curaj și l-am lăsat. Astăzi vin și vă vorbesc despre curaj pentru ca o super resursă, super putere pentru cei care ați făcut provocarea de 30 de zile fără lactate, pentru cei care v-ați gândit poate și v-ați închinat în aceste zile pe care le-am parcurs cu mai multă credință sau puterea credinței pe care am năzuit-o și eu și voi, fiecare dintre noi. Și mâine, la 30-a zi, vedem despre ce vorbim. Probabil că am lăsat la urmă, așa s-au lânduit, o altă super putere și o altă super resursă. Mirabela, da, tuturor copiilor astăzi și părinților care trec prin acest proces al examenelor, mulțumesc pentru gândurile adresate Saskiei. Saskia, fiind un copil cu dosar CES, nu am ales să nu meargă la examen. Avem nevoie să ne bucurăm de unele facilități pe care le are și atunci, iată, în acest moment are această facilitate de a nu participa la examen prin dosarul ei, intră pe locurile cu CES în liceele repartizate și, după cum știți, mergem pe Antimi Vireanu, este locul unde sufletele cresc mari și, în continuare, Saskia rămâne la Liceul Teologic Ortodox Antimi Vireanu, acolo unde sufletele cresc mari și ne rugăm lui Dumnezeu să vină copii buni și să aibă colegi buni cu care să se împrietenească. Dragii mei, învăț curajul de la Saskia,
Învăț curajul de la oamenii din jurul meu, învăț curajul, așa cum am făcut-o și ieri, de la oamenii cu care intru în contact în terapie, pentru că, pe lângă faptul că sunt oameni care au nevoie de ajutor, sunt oameni extrem de curajoși care vor să schimbe trecutul, vor să schimbe povestea personală, mai bine spus, nu trecutul. Vor să recadreze trecutul din viața lor și să schimbe poveștile personale, poveștile psihologice. Vor să prindă curaj, putere pentru ei și pentru cei din jurul lor. Unii chiar să vindece un neam întreg în urmă. Și cât e de fain și ce oportun este pentru mine și ce dau slavă lui Dumnezeu pentru această meserie de a fi aproape de oameni și de a învăța de la oameni zi de zi. Fii și tu aproape, fii și tu aproape de oamenii de astăzi, fii curajos, zâmbește tu primul, deschide tu prima ușa, intră tu primul în contact cu ceilalți, pe lângă disponibilitate pune și curajul și pune toate superputerile astea de care tot vorbim noi și hai să mergem de mână mai puternici înainte. O zi minunată de marți, nu cred că ne vedem de seară în live pentru că sunt cu foarte multe de făcut, nu-mi dau seama încă, numai dacă simt așa un puseu că vreau să ne vedem la ora 8, dacă nu ne vedem mâine dimineață la ora 7. Cu mare drag vă îmbrățișez și vă mulțumesc că ne conectăm aici, suntem 23 de oameni în acest moment. Mă închin în fața voastră, vă mulțumesc și vă doresc o zi în care lumina să fie pe cărare, paharul de apă rece să nu vină, să vină din întâmplare uneori, dar să vină și zâmbetele noastre să se intersecteze cât mai des. Vă îmbrățișez, Doamne ajută!